Cadou inedit pentru primarul din Târgu Mureș. Un consilier local a lăsat pe treptele primăriei 6 saci de gunoi și peste 6.000 de fotografii cu deșeurile lăsate pe străzile municipiului. Gestul vine în semn de protest, în contextul în care firma de salubritate nu a mai ridicat gunoiul în oraș de mai bine de o lună. Ceea ce vedem de circa 45 de zile este umilitor la adresa Târgu Mureșenilor. 45 de zile în care orașul este scufundat în gunoaie, 45 de zile în care primarul municipiului, președintele Consiliului Județean, cât și doamna tot, Andreea, doarme și au un somn foarte, foarte adânc. Nemulțumirea vine în contextul în care recent conducerea municipiului a mărit taxele pentru strângerea gunoiului cu 25%, cu toate că firma de salubritate a fost plătită în avans până la finalul anului și chiar și așa gunoaiele tronează pe străzile orașului. Atunci când plătești în avans un lucru și nu este rezolvată problema, înseamnă că cineva și-a dorit efectiv să fure Târgu Mureșenilor banii din buzunar. Pe de altă parte, primarul din Târgu Mureș, Șoș Zoltan, a declarat că municipalitatea a încercat să soluționeze problema. Contractul cu firma de salubritate a fost reziliat și au fost aplicate amenzi consistente de până la 800.000 de lei, însă firma nu a luat nicio inițiativă. Dacă cineva protestează la noi în legătură cu acest lucru, bate la ușa greșită. În prezent lucrăm pentru a corecta greșelile altora. De aceea, inițiativa mea a fost de a rezilia contractul pentru colectarea deșeurilor menajere, având în vedere ce se întâmplă în oraș. Acest lucru nu l-a mulțumit însă pe consilier, care a umplut scările instituției cu gunoi. Nu este însă prima oară când face acest lucru, ba chiar a treia oară. De această dată însă s-a ales cu o amendă de până la 2.000 de lei pentru depozitarea deșeurilor în locuri neautorizate.